Repede, repede, pentru că deja de 10 minute trebuia să fie aici domnul Andrei Pleșu. Dar Immanuel Kant și viața lui ne-a mâncat nouă un sfert de ceas. Și în loc să începem la ora 2, începem la 2:20. Acum, deci eu am să fiu extrem de rapid. Dacă veți fi de acord că ființa românească este caragialo eminesciană, trebuie să fiți de acord că Schopenhauer este vital pentru noi. Pentru că Eminescu nu își recunoștea decât trei puncte care fac planul în spațiu al ființei lui. Erau Shakespeare, Să aduc cu tine este toată fala, era Schopenhauer, filozoful sufletului meu, și era dragostea, cel de-al treilea factor formator al firii lui. De partea lui Caragiale, și trebuie să mă răzbun pe Kant un pic, să știți că nu există alt omagiu mai mare în literatura noastră decât faptul că el, Caragiale, când voia să-l tachineze pe Eminescu, prietenul lui, nu-i spunea Bădie sau Mihai, Schopenhauer al Dumitare a fost un moftancin. Nu, niciodată nu i-a spus asta, ci numai Kant al Dumitare e un moftancin. Deci și Caragiale și Eminescu îl au înăuntru lor, într-un fel sau altul, pe Schopenhauer. Cum a spus și Horia din Aur, junimea, junimismul, Maiorescu, toată lumea era impregnată de Schopenhauer. Iar Cioran, în interbelic, fără Nietzsche și Schopenhauer, fără Biblie, că cartea lui Iov, nu era mai nimic. În sfârșit, să vă spun că până și Veronica Micle, de Schopenhauer ajunge la nivel de salon, Veronica Micle într-o scrisoare de amor către Monșer Titi, Montiti Adore, Eminescu îi spune, nu pot să fiu soția ta pentru că aș ajunge exact ca baba aia de Schopenhauer, care ți-ar fi o povară pe spatele tău. Închei cu încă două lucruri la fel de rapide. Este un eveniment ce se întâmplă cu acest Schopenhauer acum. Și este iarăși un paradox românesc extraordinar și tipic. Cartea aceasta, care apare în 1912, a apărut în 1885, volumul întâi. Pentru prima dată Schopenhauer era tradus din germană în franceză de un român, un cantacuzin, Charles Adolphe Cantacuzène. Deci românii îl traduceau în 1885 în franceză și în română în 1912. Este ceva extraordinar. Și în fine, faptul că domnul Gabriel Liceanu a avut curajul ca, fiind un om definit, format de Noica, să treacă aproape cu arme și bagaje la Cioran și să lase pe Noica și pe Hegel la lui, pe care l-a povestit extraordinar deoparte, și să-i bage pe Schopenhauer lui Hegel pe gât, mi se pare un lucru admirabil. În fine, românii niciodată nu s-au simțit bine decât în rău. Ori Schopenhauer, cum zice Eminescu, este filozoful răului. Rău și ură. Dacă nu există, nu există istorie. Al lumii sâmburi de mărire și cu dragostea, care este un instinct atât de van ce se abate și la păsări de vreo două ori pe an. Deci, din cât a fost mai rău Schopenhauer, de-aia românii au valorizat. Este atât de rău, trebuie să ne fie cu atât mai bine. Prin cine? Prin mizantropul ăsta infernal, sulfuros, de Schopenhauer. La mulți ani, sănătate și voie bine! Floricica.